Bună tuturor, mă numesc Sephora și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi este dimineața la mine și îmi încep ziua cu o cană de cappuccino, una din preferatele mele. Cum vedeți, are niște flori superbe, deci astăzi vom vorbi despre parfumuri. Să-mi spuneți cum vă începeți ziua. Cu o virgulă cafea, cappuccino și de ce nu? Să-mi spuneți cu ce parfum vă dați. Astea fiind spuse, hai să începem videoclipul. Din când în când trebuie să-mi verific microfonul, nu sunt obișnuită. Am mai înregistrat acest videoclip, dar din păcate nu mi-am dat seama, mi s-a terminat bateria la microfon. Sperăm să nu se reîntâmple acest lucru. Astăzi vorbim despre parfumuri și miniaturile lor, ceea ce eu am pus deoparte, mi-am adunat în colecția mea în acest timp. Și începem. L-ați mai văzut la mine pe canal nu de mult timp, Marc Jacobs Dot. Pentru că este recent în colecția mea și miniatura lui. Nu vă voi vorbi ce conține, nimica de genul, doar vi le arăt. Dacă vreți mai multe detalii despre în particular unul dintre ele, puteți să-mi lăsați comentarii și cu foarte mare drag voi răspunde. Următorul este Moschino Fresh. Să-mi spuneți în comentarii, dacă doriți, ce vă place mai mult, parfumurile în sine sau miniaturile lor? Dacă eu ar trebui să aleg, cred că aș alege miniaturile. Cu toate că prefer să nu le folosesc, le consum, dar este varianta că dacă aveți parfumul, vă puteți încărca miniatura. Dar sunt prea drăguțe miniaturile și o să zic că le prefer miniaturile. Așa, acesta este Chabotin de Gres. Nu știu dacă se pronunță așa corect, dar da. Nu intrăm în detalii. Următorul, Lolita Lempicka, care mi se pare că este una din miniaturile mele, cred că cele mai frumoase. Adică toate sunt frumoase. Dar uitați ce splendoare. Ador. Ce mică este. Da, unele sunt chiar minuscule. Sper să nu le repet ca și parfumuri. Trebuie să mă dau un pic mai într-o parte. Da, pentru că eu vă voi arăta și niște mini videoclipuri cu parfumurile și le voi pune într-o parte. Aceasta este miniatura Yves Rocher Natur. Deja v-am vorbit despre el. Acesta a fost unul dintre marea mea dorință de anul trecut. Superb. Îmi pare rău că sticluța de la miniatură nu este transparentă așa ca aceasta, dar este foarte frumoasă oricum. Următorul, să nu-mi cadă nimica, scuzați dacă fac zgomot, Alien. Unele sunt foarte, foarte reușite, sunt cam la fel făcute miniatura cu parfumul normal, dar unele sunt imitație, nu cred că le-a ieșit prea bine. Parah. Acest parfum nu are pompiță, se deschide și se dă gen la puls. Dar miroase super, super bine. Chiar am rămas super încântată de el. Toate că n-am apucat să-l folosesc.
Doar când l-am cumpărat, l-am încercat, dar na, având multe parfumuri, am și eu favoritele mele. Cu toate că dacă le-aș mirosi, mi-ar place să mă dau cu toate, dar nu se poate să le folosesc pe toate. Faraway Avon. Nu am celelalte, nu le-am avut niciodată. Acesta a fost din această gamă care l-am avut de obicei și am găsit și miniatura. Superbă. Așa. Dolce Gabbana The One. Miniatura mi se pare identică. Nu știu cum să vi le mai arăt. Așa. Următorul, hai să continuăm cu Dolce Gabbana. Dolce Gabbana The Only One, care la fel mi se pare super reușită. Și scrisul. Un parfum special pentru mine. Foarte elegant. Frumos. Următorul, de la Chanel, number 5. Nu știu cât este reușită sticluța, dar miniatura mă refer. Așa. Următorul, Aura, de la Mulier. Sticluțele sunt vrute mai închis și mai deschis pentru că una este o de parfum și una este o de toalet. De aceea sunt mai, aceasta este o de parfum mai închisă și mai deschisă, dar așa le-am găsit să le cumpăr împreună și atunci am aprofitat de ocazie și le-am luat chiar dacă nu erau identice. Așa. Hypnotic Poison de la Dior. Tot așa, miniatura nu este la fel, dar se aseamănă. Aceasta este ceea ce am găsit eu. Am găsit ceva mult mai asemănător, dar momentan am spus dacă tot o am pe aceasta, o țin așa momentan. Este foarte drăguță și sticluța, deci de asta. Cacharel Amor Amor. Pe o parte are acest trandafir și pe partea cealaltă este scris și se vede trandafirul din spate. Această miniatură m-a uimit pentru că are pulverizator. Chiar dacă are 5 ml, deci are și pulverizator. Din câte știu eu, este unica miniatura mea care are pulverizator. Celelalte nu au. La mine din colecție, cel puțin. Lancôme Paris Trésor. Dați să vedem cum să le arăt. Da. Sper că le vedeți bine. Următorul, unul din favoritele mele, Giorgio Armani Si, care iară... S-ar putea că asta este unica miniatură care este chiar identică la parfum. Identică, identică. Toate că mi se pare că mi s-a schimbat un pic parfumul din interior, dar mirosul, wow, este senzațional. Nu mi se pare că s-a modificat nimic la miros. Să-mi spuneți dacă știți ceva. Cacharel Noa. Am două miniaturi. Aceasta este identică, numai că n-are acea biluță înăuntru, vedeți? Așa, și am mai găsit una, așa, stați să o iau pe asta altă aici, superbe, deci așa, superb acest parfum, are un miros iară foarte, wow, fain. Black Opium, Yves Saint Laurent, la fel mi se pare o miniatură foarte reușită. Extrem de reușită. Așa. Iar un parfum care eu îl ador,
Dar acest parfum mie mi se pare după miros cam unisex, să fiu sinceră. Mi se pare că se potrivește și la bărbați. Versace Versens. Așa, arată sticluțele. Deci, mă dă peste cap acest parfum. Este wow, wow, wow. Doamne, ce fain miroase. Deci, mi se pare că poate liniști să-l poarte chiar și un bărbat. Dune, Christian Dior. Deci, wow. Miniatura, deci, arată senzațional. Dar și parfumul în sine. Amândouă sunt superbe. Ok. Să mă scuzați dacă o să iau din greșeală același parfum, dar nu cred că o să greșesc, dar Versace Red Jeans. La miniatură, când am cumpărat-o, aproape că nu avea deloc scrisul și curățând-o, s-a dus de tot. Dar este la fel, mi se pare. Ca și parfum. Nu știu ce să zic. Marella Ferrera. Oh, foarte frumoase. Așa, în formă de diamant, putem să zicem. Sper că microfonul este aprins. Pare că da. Următorul, de la Paco Rabanne, Lady Million. Și aceasta mi se pare o miniatură super, super reușită. Da, foarte frumos, foarte dulce, foarte, foarte, foarte dulce. Un parfum care eu îl ador iarăși, Hugo Boss The Chance. Numai că nu știu de ce, nu înțeleg, mi s-a cam făcut urât capacul la parfum cel mare. Iar o miniatură foarte reușită. Foarte, foarte reușită această miniatură. Apoi iar un parfum foarte frumos. Dolce & Gabbana Light Bloom. Da, miniatura, să zicem că este pe acolo. Că se aseamănă cât de cât. Așa. Nu mai avem mult. Mai am două parfumuri, dacă nu mă greșesc. Chloe. Știu că sunt câteva de la Chloe. Eu am acesta. Să vedem cum să vi le arăt. Așa. Și mai am J'adore. Dior. Hai să vedem cum să le arăt. Aceasta este o miniatură mai veche și aveam puțin în ea și am umplut-o. Deci, da. De obicei, miniaturile, din câte am văzut eu, sunt mai uleioase, parfum mai uleios. Și mai ales cele vechi sunt închise la culoare și sunt propriu ulei-ulei. Dar, da, aceasta m-am riscat și am umplut-o, dar am golit-o prima și apoi am umplut-o după ce s-a uscat sticluța ca să nu se facă acea chestie, să se amestece două consistențe diferite și să arate urât. Da. Cam acesta a fost videoclipul meu cu miniaturile și parfumurile, adică parfumurile și miniaturile lor. Sper că v-a plăcut și vă aștept cu mare drag în următorul videoclip. Lăsați în comentarii. O zi minunată să aveți! Pa, pa!